Hai re băieții, vă salut și pe toți. Salutare la toată lumea. Stai să găsim și noi aici niște melodii, ceva să punem. Ia să vedem astea. Nici nu știu ce să pun să cânte. Dar cred că asta e ok, nu? Hai că a început melodia asta. Ia să vedem. Nici nu s-aude, nu? Sau s-aude? S-aude, nu s-aude. Acum s-aude prea tare, cred. Trebuie să las un pic mai ușor. Dacă nu vrea de aici, o lăsăm de-n partea asta. Și tot o lăsăm. Lăsăm un pic mai încet. Așa, mă, băieți. Bun, vă salută Don Adelin. Vă salut pe toți. În mod special pe toți abonații mei. Bună seara, bine v-am găsit, toată lumea. Avem și noi live-ul de seară. Nu uitați de un like, de un comentariu, de un subscribe. Băi, dar ce naiba se întâmplă aici? Stați două secunde că nu e, e ceva neregulă. Ah, am înțeles. Gata. Bun, încă o dată salutare la toată lumea, vă spune Adelin. Vă salut pe toți, dragii mei prieteni. Suntem și noi pe Eclipsed, așa cum ne-am obișnuit, da? Doar pe Eclipsed. Un mod special pentru voi toți. Las că am intrat pe alte prostii pe aici, care nu ar trebui să fie. Avem și noi live-ul de seară cu toată lumea prezentă pentru voi. Vă stimez, vă pup, vă aștept pe live. Număr cât mai mare, nu uitați de like, de subscribe, de comment și alte chestii. Am zis să facem și noi un live corect pentru toată lumea, nu? Să fie bine, să nu fie rău. N-am mai făcut de mult și am zis să intru în această seară. Păi o să facem ce o să facem, de fapt. Că mulți sunt descurioși ce o să facem în această seară. Păi în această seară, simplu, dăm și noi câteva licențe. Pe lângă asta, ne mai și jucăm puțin. Mai facem și noi și câteva ore jucate. Suntem în HQ momentan. Bun. Bun, dragii mei. Sper că mă aud destul de ok, nu știu zilele ce urmează, îmi voi cumpăra un microfon mult mai ok pentru așa ceva. Hai să vedem unde este prietenul nostru. Să mergem înspre el. Fiind coz. Bun. Bun, dragilor. Ne scoatem și noi merțanul de aici. Da, să dăm tog. Mai întâi să dăm și noi ceva anunțuri.
să salutăm și noi toată lumea. Să ne spawnăm mașinuța cea minunată. Să mergem la coză. Da, frate, știu, am probleme cu microfonul morților, n-am ce să-i fac. Jocul cât de în ce să-l dau, că l-am dat, dar l-am zăpăcit. N-am decât să-l dau jocul la 5, mai mult la atât n-am ce să-i fac. Îmi spune că nu... N-am ce să-i fac la jocul ăsta. Până nu-mi iau un microfon, n-am... asta e. Mergem cu ce avem. Ei, nu știu cum mă aud, adică... Da, să-l dau și de aici mai încet. Adică ia dă-l dracu de tot. De aici. Așa. Bun, deci stai să-l întrebăm ce licențe doriți. Toate boss-ul le auzi. Bine, domnul, hai să începem cu cea de gun. Ne băgăm și ne pun undeva pe aici. Hai un pic să... Stai că mai mă aud încă o dată, da? Dani Mocanu, re. Re, Dănuțu, re. Bine, bine te-am găsit, Dănuțule. Bine te-am găsit. Așa. Bun. Dar nu știu ce ID am. Am ID-ul 18, dar nu sunt duty, nu? Ba da, sunt duty. Un 0-18. Dăm și noi câteva licențe. Nici nu știu dacă putem să mergem să dăm la spin. Ia uite, mă, dorește domnul. Persoane, vă salut pe toți, nu uitați de un like, de un subscribe. Dăm și noi cu licențele pe aici, dăm și noi cu licențele în coză. Acum spun, îi spun aici domnului informațiile despre licență, da? Auzi, ești pregătit, auzi? Hai să vedem coză-ne dacă ești pregătit. Ia să vedem, ce ne răspunsă la prima întrebare cu deathmatch-ul. Leonard. Salut, salut, Leonard. Bine. Mersi. Mersi frumos pentru mod, pentru apreciere. Mersi mult de tot. Am ales eu ai multe chestii. N-am vrut să fie ceva copiat. Am zis să-mi fac eu pal meu. Știi tu, că e mai bine așa. Așa. Ia uite, primești admin jail. Și? Mai trebuie ceva. Așa, mă, tata, mă. Hai, mă, că ești bun. Ia uite, coză. Ai primit și licența de weapon.
Stai să dau, să deblochez mașina, că... Scuză-mă. Gata, dragule, ți-am dat și cheile mașinii. Vom merge acum la aeroport să-i acordăm domnului și licența de fly. Stai, mă, dată... Pardon, trebuia să mergem aici, că am luat-o bine. Acordăm și noi câteva licențe, mai avem și în LR. Din câte știu eu, mai avem două în LR. Deja am 32 de licențe până acum. Dar mergem în continuare. După aceea vom merge să dăm și la spin. Nu știu la get gift dacă va merge. Hai să încercăm să vedem. Ba, peste 4 ore. 4 ore. E o joacă de copil. Ce? Păi, dar nu mai sunt maverick-uri pe aici? Le-au ciordit ăștia pe toate? Să găsim un maverick-oză. A, uite aici două. Ia uzi, dă-i talpă. Talpă de ce? Talpă de Adidas? Sau de gheată? Haide, Cozanel, vină cu acea tată. Moș Zexter. Deja a arătat licențele. Mai sus. Ne-a plătit omul. Fly 4. Ia să vedem ce spune. Azi că e adevărat de pregătit. Bine, frate, dacă tu zici că ești adevărat de pregătit. Ia să vedem cum decolezi tu. Am zis să punem și o maneluță corectă, nu știu dacă mai cântă maneaua. Da, un pic să vedem. Nu mai cântă maneaua pe aici? Sau nu mai cântă? Cântă, mă, și maneaua. Da, sau de așa pe fundal ușor, hai că e bine așa. A aterizat și cu motorul nostru pe clădire. Nu mai zic nimic. Am niște colegi pe facțiune, de vine să îi omor. A, nu le mai spun nimic, îi lasă în pace. Și acum vom merge și Bărjlăvă, să-i dăm și licența de bat omului, nu? Dacă tot... Da, băieții mei se ceartă pe facțiune acolo, care mai de care mai șmecher unul față de altul. Oricum nu-mi pasă. Păi, dăm și la spin. Hai mă că la spin mergem. Mergem să dăm după aceea la spin. Să vedem ce am luat și noi. Questuri pe cel special l-am făcut deja mai devreme. Că n-am avut ce să fac în tot altceva. Și am zis, hai să fac questul. Dacă tot l-am făcut, zic, da, mai are rost. Prima dată chiar nu vreau să intru live, dar am zis, trebuie să intrăm live, să ne simtem bine aici. Hai să dăm drumul la înregistrare, că am uitat. Iar ne cer băieții testele pe aici, că dacă nu m-a disperat în cava și grava asta, dacă nu zici că sunt blestemat. Ia să vedem, Cozone, știi să te apropii de mal? Haide mă că știi, mă, ești barosan. Bravo, Cozonică, tată. Ai luat și licențele, ești șmecher, ce pot să-ți mai spun.
Hai că bine, să dăm și noi la spin. Mergem și noi la spin. Muzica nu prea s-aude? Da? Da, un pic să vedem. Am dat-o puțin mai tare. Cred că acum o să s-aude și muzica, dar nu știu dacă să mai aud eu. Ok. Două secunde, să mergem și noi să... Stai mă că m-am rătăcit dracu, nu mai știu pe unde să mai am. Maneaua să cânte adevărat. Da, Maneaua. Maneaua e unde e, nu? Iar altele, da, cum ar fi Cheerios, care conține 5. Dacă nu avem manele, nu avem nimic. Plănitoare și gustoase. Cheerios, pentru întreaga familie. Eu m-am mai întâi mă ascult și eu ca să vedem dacă am spune adevărul sau mă minte, nu? Mergem și noi să dăm și la spin. Facem un pic unul mare. Acordăm câteva licențe. Asta facem în seara asta. Noi mergem acum să dăm la spin. Să vedem ce câștigăm. Și apoi să lăsăm pe boss-ul ăsta la... Bine, o să-l lăsăm noi, dar mai târziu. La ruletă. Lasă-mă, nu mai trece la ruletă să spargi banii pe acolo. Înțeles că vrei să vii la noi în facțiune, lângă te România. Am văzut eu. Tot al vostru Nicola Sax. Tranjez cu această bombă muzicală în direct de la DeSanto Music. Mușmâna ce te-a hrănit. Ia uite, s-a deschis și... Paramedic Lăbu. Doar eu ți-am fost aproape când n-avei pe nimeni. Te-am învățat să te ridici, să faci ceva cu viața ta. Te-am ajutat pe eu fără să cer comisiune. Dar eu când am căzut, nici mi-ai răspuns la telefon. Dăm cu ele de pământ. Ți-am dat și-a doua șansă chiar dacă n-ai meritat. Te-ai vândut prea ușor și-ar fi iar mai trădat. Te-ai luat șprițuri mari cu trăsuși banii mei. Te-au cumpărat ușor cu niște bani și cât Sander m-am făcut eu. Nu mai fac bine la nimeni. Hai să vedem ce urați mi succes să iau ceva bun la spin ăsta. Ca astăzi m-a nenorocit de tot. Ne-a dat numai mai pușcărime. Ha, hai să vedem. Spin. Hai că mi-a dat de majorit. 865k. Hai că e bine. Ia de adă, m-am umplut de bani, m-am umplut de respect. Ce să mai zic? Hai să luăm AL57, să luăm și noi requestul cu mătru. Mă sună cineva, dar nu-i răspund acum. Număr 57, ia să vedem dacă mai dorește licența. SMS 9069 mai dorești licența? Da, altă dată să nu mergem degeaba, nu? Dacă nu răspunde, e clar. Nu, ok. Mai dorește domnul omul licența, mă? Ne-a sunat pe noi un număr de ID-ul 73. Număr 73, ia să vedem. 36146. Vreau mă că ne-am dus direct în ziză. Ia zi, boss. Ce pe prostul să îți meargă în vin. Șarpe miu,
ce faci tu nu-i șmecherie. Șar pe miu, îți râs o vară și pe-ntr-o gărie. Ok, boss. Acum boss, să fie în frumos. Nu? Auzi, mă așteaptă omul, mă duc la CNN la el. Să-l luăm. Să-l luăm, băi, dar pe coză l-am pierdut. Acum am observat. Cred că mă înjur acum. Nu știu de ce am impresia asta. Că acum sunt înjurat de către el. Niciodată n-ai avut un singur. Noroc că am tot G. Coză, ne scuză, mă, am tot G și nu pot să văd chat-ul clanului. Sau noaptea. Deci pot să mă înjuri. Pur și simplu te-ai predat. Fără supărat. Ai fost pe rând și aventurier. Și explorator. Ia uite, mă, ce e aici la CNN. Dă-te, mă, skill-ul meu, că nu vând nimic. Sau pur și simplu. Hai, mă, vii să-ți dau licența sau nu vii? De ce să te oprești acum? Ia, bun venit în RomPetrol Go, programul prin care câștigi din mers puncte pe care le poți schimba în produse în stațiile RomPetrol. Ia-ți cardul de client. Cred că stau după prostirea lui. Ia, uitați-vă. Nas înfundat, respirație îngreunată, senzație de presiune la nivelul frunții. Vrei licența? Bine, nu vrei, asta e, du-te. Înțelegi? Eu nu stau la discuții la asta. Cleansing Med ajută la curățarea și îngrijirea nasului, eliminând mucusul și eliberând căile nazale și paranazale și poate acționa eficient împotriva simptomelor sinuzitei. Cleansing Med, pentru menținerea sănătății sinusurilor. Stă mai nouă melodia lui Salam, cât mă poți plăti, să-ți dau mintea mea o zi, să poți să produci mai mult zi de zi. A dat și UFX un ban. Corect. Auzi, mă, dar face el legea. El dă 100 ca acolo și 50 cum vrea el. Bravo, mă, cum merg. A? Ce ai zis? Da, sunt, că face cum vreau eu. Hai să vezi acum ce te... Ce te persecut eu. Dacă greșești. Aș vrea să spun la cel care nu știe că banii mulți păi? Să nu te superi dacă nu câștigi, că ție nu-ți place să te ridici. Că mă poți plăti, să-ți dau mintea mea o zi, să poți să produci prea mult zi de zi. Ok. Hai să vedem aici, mai știi? Mai bate palma și hai, scoate știi. Banii. Că mă poți plăti, să-ți dau mintea mea o zi, aici, să sigur, nu mai știe pas. Ia uite-mă că știe, mă, curat. Bravo. Bun, hai, baftă, te pup, re. Am dat și cu mătrului licența. Da. Așa cum v-am spus, dragilor, am dat și licențele, am dat și
avem la raport 35 de licențe acordate. Avem la funcțiune aici scriptorul săptămânii. Bine, îți dai seama că eu nu vreau să dau de tăia, dar dacă colegii mei nu vor să dea licențe, eu dau, nu mă deranjează. Adică nu văd de ce n-aș da. Cam așa se fac banii, de fapt. În școli instructor se iau așa, am boală pe stâlp. Adică cât de cât ușor, relativ, părerea mea. Am zis să fac un live mai scurt în această seară, am dat și la spin, am acordat și licențe. Am să vă prezint și un mod, dar nu știu dacă să vi-l prezint acum. Este un mod mai nou. Hai să-l punem acum, ieșim un pic. Dar vi-l prezint, da? Adică doar vă spun puțin despre el. Nu fac mai multe chestii. Imediat. Mă simt bine, rău de-a tot, dar eu vreau să ies la joc. Adică sper să merg. Sper să mai merg. Avem una aici, mai special. A, e clar, a fost un el. Hai că a început frumos. Asta e tare de tot. Bun, cam așa ceva arată. Nu e cu NB, nu e cu nimic. Crazy Boy, re, mane. Nu știu dacă se vede. Se vede, om, sau nu se vede? Nu, nici măcar nu se vede. Hai că asta e tare de tot. Salut, Adrian Bosu. Păi, se pare că nu vrea să-mi ia... Vreau să... Am adăugat un mod, dar nu vrea să-l... Să vi-l arăt. Ce pot să mai fac mai mult? Spuneți-vă mie. De ce se vede negru? Pentru că am adăugat eu un alt mod mane și se pare că nu-l acceptă. Am vrut să vă arăt noul meu mod, dar momentan nu știu de ce nu-l recunoaște. Așa că revenim înapoi pe cel vechi care l-aveam. De-aia se vede negru. Ce să fac, Adrian? Pe aici, uite, încerc și eu cu moduri cu asta, știi? Vreau să le arăt prietenilor de pe YouTube. Nou mod, dar nu vrea, dacă nu vrea, nu vrea, ce poți să faci? Spune-mi tu mie, uite, bă, stăria, vezi? Am mărât ăsta de mod. Am dat câteva licențe, chestii de-astea am făcut. Am dat la spin, am luat 800k, ca săraci. Ce să faci? Asta e, uite, ID3, hai că e bine. E bine așa. Cam atât, altceva mai nimic. Nu mai facem.
to invest in the financial markets. Steve does research on global investment opportunities. Dave does research on Țin să vă salut pe toți. A fost un live scurt. Mai mult am vrut ca să vă anunț. Da, o să vă mai anunț și încă o dată acum la final. Nu uitați de like, de subscribe. Dave has a watch list too. Și sper că cât de curând, adică dacă nu mâine, oricum zilele astea, o să vreau să mi achiziționez un nou microfon, pentru că ăsta vedeți că e panoram. O să-mi iau un nou microfon. Am găsit deja microfonul, doar că l-aștept acum să vină. Să vină banii mai întâi, să vă dați seama, nu? Și după aia o să-l achiziționez pe ăla și o să fac alte live-uri, adică nu o să mai bâzie, nu o să mai cârie, nu o să mai pârie nimic. Adică va fi frumos. Nu? Bun, dragilor, vă mulțumesc pentru tot, eu am fost Don Gaming sau Aka Moș Zexer de pe Eclipsed RPG. Vă mulțumesc tuturor. Am dat și noi câteva licențe, una alta. Și cam atât. Altceva nimic mai mult, că nu prea avem ce. Vă salut pe voi toți încă o dată și vă mulțumesc mult de tot pentru că ați fost alături de mine. Vă doresc o seară excelentă. Și nu uitați, dă un like, dă un subscribe și dă un share. Vă mulțumesc, vă pupă toți. Salutare!